să întorc un scaun măcar? Eu am, la viața mea am ridicat mii de oameni. Am venit la Vocea României pentru că este o provocare, dacă vrei. Am ascultat o parte din concurenți. Sunt copii talentați și mă bucur că avem așa niște moștenitori și niște mesageri ai cântecului destul de talentați. La voi mă simt exact ca acasă. Aș putea, dacă mă gândesc bine, să și dorm aici, să fac rugăciunea de seară și să dorm aici. Dar știu că nu o să mă primiți pentru că eu am trei cățeluși. Iubești animalele? Da, le iubesc foarte mult. Mă ocup și cu salvarea lor, atât cât îmi permite mie bugetul personal, că tot timpul l-am făcut din banii mei proprii. Sunt angajată teatrului de revistă din Ploiești, Toma Caragiu, ca solist și ca actor. Nu m-am văzut făcând nimic altceva decât excelând pe scenă, ca artist. Eu aș putea spune chiar că m-am căsătorit cu această meserie, pentru că, de pildă, n-am ales să dau naștere niciunui copil niciodată, deși unii se întreabă de ce, pentru că am vrut să fac artă și numai artă. Sunt câștigătoarea trofeului Doina Badea pentru cea mai bună cântăreață pe țară. Au fost aplauze de cel puțin 5 minute, pe care n-a putut să mai intre următorul coleg al meu. Să ai bis de 3 sau de 4 ori nu se întâmplă de fiecare dată. Fac parte din altă generație, dar asta nu este o chestie de rușine. Pentru mine nu contează. Muzica poate fi cântată până la orice vârstă. A se vedea Tina Turner și așa mai departe. Ce fac, dragă? Bună, bună! Salut, bine, am venit să susțin, da? De la colega ta. Am înțeles, prieten și colega de la teatru. Doamna Caragiu.